La sfârșitul acestei săptămâni, fetele de la secția de tenis de masă de la CSM Dunărea Giurgiu vor intra din nou în competiție. Este vorba despre cele mai mici reprezentante ale tenisului de masă din Giurgiu. Ne deplasăm la Bistrița pentru a participa la Cupa României cu fetițele de 80 ani. Fetițele de 80 ani sunt patru ca număr, două fetițe, Bănaru, Marina și Găină Daniela de 10 ani și cele două micuțe de 8 ani joacă tenis de masă de 10 luni și 12 luni, respectiv 12 luni, Pălângeanu Iris și Stănescu Maria. La ultima competiție la care au participat elevele antrenorului Anghel Corbu au avut o evoluție meritoasă. Ele au ocupat locul 4 într-un concurs la care au participat 30 de echipe. Acum două săptămâni au reușit la campionatul național de copii 80 ani de la Buzău să se claseze pe poziția a patra. Poziția a patra din 30 de echipe e un rezultat deosebit de bun. Și având în vedere că clasamentul final, deci turneul final de 4, a venit poziția a patra, poziția a patra a fost stabilită prin, sau mai bine zis, s-a departajat prin sistemul setaverajului.